Ce bine că ați venit, ce cu mine sunteți la Căsta cu Povești. Vreți să auziți în continuare ce s-a întâmplat? Da. Vreți să auziți, da. Citește! Mâniosul se luase la întrecere cu seninătatea, a vrut să o întreacă și a făcut-o să cadă și se lovească de stânci. Și s-a rugat lui Dumnezeu să o aducă înapoi la viață, credea că murise. Și ea a deschis ochii. Încet și cu mare grijă, a ridicat-o pe brațe și a pornit încet peste pietre. Drumul era greu și prietena lui, deși firavă, îi se părea acum foarte grea. A fost momentul cel mai dificil al vieții lui, dar mâniosul a simțit pentru prima oară prezența lui Dumnezeu. Nu mai era singur. Mergând, se gândea la el, vorbea cu el în fiecare clipă, și lucrul ăsta îl umplea de speranță și de curaj. A făcut câteva opriri și pe urmă și-a continuat drumul. Era prima oară când nu se gândea la el însuși, ci tot ce-l interesa era viața seninătății. Inima îi bătea puternic, transpirase tot, picioarele parcă îi cedau de oboseală și era frică să nu se prăbușească. Tot timpul cerea ajutorul lui Dumnezeu și continua să meargă. La un moment dat a văzut departe primele case. Doi oameni care lucrau pe câmp l-au văzut și au alergat către el. Îți mulțumesc, Doamne, a șoptit și s-a așezat jos. Ai știut că nu mai am alte puteri și ai trimis ajutoare. Acum știu că fără tine nu putem face nimic. Ei, când seninătatea a deschis ochii, primul lucru pe care l-a văzut a fost mâniosul. I-a zâmbit. Seninătate, ești bine? Sunt mai bine, slavă Domnului. Dumnezeu ne-a ajutat și astăzi. M-a ajutat pe mine, egoistul. Și putea să nu te ajute pe tine, care ești al lui? Toți suntem copiii lui Dumnezeu. El nu face diferențe. Ne iubește pe toți la fel. Seninătate, acum că suntem singuri, vreau să-ți cer iertare pentru răul pe care ți l-am făcut. Pentru că a fost doar vina mea. Încă puțin și ai fi putut să mori. Te rog să mă ierți. Iartă-mă. 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 Seninătate i-a zâmbit. Ei, de ajuns, am auzit. Dar mâniosul n-a încetat până când nu i-a văzut intrând în cameră pe Mărinimosul și pe Floricica Scarpină-l și o să se îndepărteze. Mâniosul n-a încetat până când nu i-a văzut intrând în cameră pe Mărinimosul și pe Floricica. Fratele ei s-a aplecat și a mângâiat-o pe păr. Dar ce se întâmplă? Până și vântul se poate răni când aleargă repede? Când nu e atent, iată că se poate întâmpla și asta, frate. Mâniosul, când a auzit, s-a albit la față. Cum seninătate? Cum seninătate? Tu ești vântul din cetatea lui tu? Până să apuce să răspundă, a răspuns Floricica. Haide, mâniosule, acum afli. Seninătatea noastră aleargă și repede și cu atenție. Este prima oară când se rănește. Ei, astea sunt exagerările Floricicăi, a spus seninătate. Micuța și-a încrucișat mâinile și, supărată, s-a așezat într-un colț al camerei. Eu nu spun niciodată minciuni. Frații ei s-au amuzat puțin, iar mâniosul, deși mirat, și-a revenit repede. Trebuie să punem lucrurile la punct. Eu am provocat rănirea seninătății. Încetează, mâniosule, a spus seninătate. Te rog, lasă-mă să continui. În momentul ăla au intrat în cameră și părinții fetei. Așa, pentru că sunteți toți în cameră acum, vreau să vă spun că din cauza mea s-a rănit seninătate. În timp ce alergam, am vrut să o depășesc la o cotitură strâmtă și așa a căzut și s-a lovit de stânci. Mai întâi vreau să-i cer iertare seninătății și pe urmă
vouă la toți. Și ce să vezi? Nimeni nu s-a supărat pe el. Toate sunt bune când se termină cu bine, a spus doamna Bunătate. Domnul Răbdătorul a îmbrățișat pe mâniosul. Uite, copilul meu, când Dumnezeu îngăduie să se întâmple ceva rău, la sfârșit o să iasă și ceva bun din asta. Să ții minte. Văzând câtă dragoste îi arătau toți, mâniosul a început să plângă. Floricica a alergat să-l îmbrățișeze și i-a șters lacrimile. O, bietule mânios, nu mai plânge. O să vezi că într-o zi o să-ți învingi supărarea. A strâns-o tare în brațe, neputând să-i spună ce simțea, pentru că era prima oară în viața lui, erau la un loc și bucurie și tristețe. Lacrimile iertării adunaseră în sufletul lui gingășie și alinare. Nu voia să vorbească, pentru că era teamă să nu piardă prin cuvinte ceea ce simțea. Uite, am vorbit de minciună mai devreme și în alt episod v-am întrebat pe voi cinci, că Maria nu era, dacă mai mințiți uneori. Și mi-a spus că da, mai minți. Tu, Maria, când minți? Și de ce? În ce situații minți? Când ai mințit? Din ce motive? Mai minți uneori, da? Ca toți copiii. Bine. Cât mai rar, nu-i așa? Și când minți, de ce minți? De exemplu, să zicem. Păi nu, că tu ai mai zis, Nicoleta. Ia să o să-i dau un exemplu, vreau. Hai, să dau un exemplu. Părinții ți-au zis. Erau niște, nu știu dacă voi faceți așa, sunt niște ciocolate undeva în frigider. Tu le găsești când e mama de fată și mama zice să nu iei din ele. Și tu iei când nu te vede. De exemplu. Sau trebuie să-ți faci lecțiile și nu ți le faci. Și spui că ți le-ai făcut? Nu, nu fac. Nu, dar când minți? Nu. Păi. Îi dăm variante? Nu. Să spună singură. Bine. Hai să spun altfel. Nu te întreb când. Dar dacă spui o minciună părinților sau altcuiva, de obicei ai două motive. Sau ți-e frică de pedeapsă, da? E adevărat sau nu? Da, părinților. Bun. Deci nu minți pentru că ți-ar fi frică de pedeapsă, pentru că nu ți-e frică. Asta înseamnă că părinții sunt înțelepți. Când copiilor le e frică, înseamnă că părinții nu sunt foarte înțelepți. Un copil care știe că merită o pedeapsă care nu e mai aspră decât ce a făcut el, nu se sperie așa. Sau minți uneori de rușine, că ți-e rușine să spui? Nu. Nici asta. Atunci înseamnă că tu nu minți niciodată. Mai tu ești un copil minune. Ești singura de aici care nu minte? Ba, niciodată? Ba, da. De ce? Păi. Mi-a venit o idee. Ei, nu mai știi. Știi, dar nu vrei să spui. Hai, ți-e rușine să spui, da? Nu. Uite, hai să... Avem două idei. Poate că... Poate că... Poate... A, poate chiar... Poate chiar... Mă rog. Hai, spune, spune. Poate am mințit când era foarte mică și nu mai țin minte. Hai, măi, și vrei să spui că acum când ești mai mare nu mai minți. Ori ea ne minte chiar acum. Până și tu mai minți. Ne minte chiar acum că nu mai ții. Până și eu. Nu, dar chiar nu mai știu. Bine, tu nu mai știi. Uite, hai să spun eu. Nu mai știu. Data trecută sau... cred că data trecută am... Mă rog, puțin mai demult. Când ai... Ce ai mințit? Am întrebat-o, nu n-am mințit. N-a fost chiar o minciună. Vreau să spun așa, de cele mai multe ori, totuși, pentru cei mai mulți copii, dar și pentru oamenii mari, mințim, nu spunem adevărul, când ne e rușine de ce am făcut. Așa este? Da. Asta parcă am căzut de acord, noi ceilalți. Maria are altă părere. O lăsăm pe Maria să mai gândească. Nu e rușine. Uite, vreau să spun așa. Dar dacă ne depășim rușinea și spunem totuși, arătăm de fapt ce facem. Arătăm că așa suntem noi. Uite, eu vorbisem cu tine
Și am vrut să spun o poveste despre ce am făcut eu, că mi-am dat demisia din mai știu eu ce funcții, pentru că m-am gândit că s-ar putea să-mi crească eul prea mult, da? Mai țineți minte? Da. Mai țineți minte, bine. Și acum, după aia m-am gândit că nu era bine ce am făcut. Ce ai făcut? Eu v-am povestit ceva care m-am gândit că este destul de bine să știți că poți, că nu trebuie să ții neapărat la o poziție importantă și că sunt și oameni care fac asta. Numai că v-am povestit despre mine. Și m-am gândit după aia, gândindu-mă mai bine, mi-a fost rușine de poveste. Adică nu trebuia, dacă vă spuneam despre altcineva, era ok. Dacă v-am spus-o despre mine, m-am gândit că e taman invers decât în povestea asta din cetatea lui eu în cetatea lui tu, că trebuie să-ți micșorezi eul, nu trebuie să vorbești despre tine. Și acum, de ce spun lucrul ăsta? Eu m-am gândit dacă să las sau să nu las povestea aia. Și mi-am zis, pot să o las cu o singură condiție. Să recunosc în fața voastră că, uite, nu sunt așa de grozav cum mi-ar plăcea să par. Da, om în toată firea, povestitor, fac emisiune aici la Căsuța cu Povești și pot să greșesc. Și mai mult decât faptul că pot să greșesc, pot să vă și povestesc despre asta. Și dacă povestesc despre asta, mă simt împăcat. Pentru că vreau să spun că toți putem greși. Până și Ștefan, care stă într-o poziție necorespunzătoare. Nu-i așa, Ștefan, că și tu poți greși? Ok. Ce vreau să spun este că de multe ori ne dăm seama că n-am făcut ce trebuie. Nu trebuie să încercăm să acoperim. Că nu vrem să facem carieră politică. Politicienii săraci n-au încotro, sunt cei mai mulți. N-au încotro săraci. Spun tot soiul de vorbe așa, fără acoperire, dar noi ceilalți putem să spunem, pentru că orice om cu scaun la cap o să spună, nu, atâta este, că până la urmă toți ne arătăm în lumina noastră adevărată. Cu bune și cu rele, cu calități și cu defecte. Nu trebuie să ne fie rușine să recunoaștem când am greșit. Cu alte cuvinte, pe măsură ce creștem, aici este morala Mircea. Pe măsură ce creștem, învățăm că de fapt n-avem nevoie să mințim. Și acum, Maria, tu nu o să te superi pe mine când o să-ți spun că eu nu te-am crezut când mi-ai spus că nu ți-aduce aminte de ce ai mințit ultima oară. Nu te-am crezut. Nu vrei să spui în emisiune, e bine. Și dacă altă dată o să vrei să spui în fața părinților, o să tu poți te gândești la tine și părinții vor gândi despre tine, uite, copilul ăsta a început să crească. O să crești în ochii lor când o să recunoști, chiar dacă ție ți-e rușine de ceva ce n-ai recunoscut, și nu o să scazi. Lasă, nu mai povesti acum, pentru că nu mai avem timp. Nu mai avem timp. Ne-am oprit. Ce zici, Nușa? Nu. Nu ne-am oprit chiar. Ți-a plăcut concluzia asta de la urmă? Da. Ești de acord? Da. Îți doreai să auzi și continuarea asta de la mine? Nu neapărat. Dar tu, când minți, ai spus că minți întotdeauna pentru că ți-e rușine să recunoști. Nu e așa că altdată o să-ți fie mai puțin rușine? Da? Sper că da, sper că asta e valabil și pentru Ioana. Știai că mie mi-e și frică pentru Ioana? De când greșesc ceva mare, mi-e frică de cum să spun, de pedeapsă? Mi-e frică pentru că părinții mei au pedepsea cam aspre pentru mine. Ei, să încerci să vorbești cu ei și până la urmă, pentru că pe părinții tăi... O să-i spun ce ai zis tu ca să se îndrepte. Să-i spui ce am zis eu și să-i spui să vină să mai vorbească cu mine, că sunt mai... deștept. Sunt mult mai bătrân. Am mai multă înțeleg. Experiență. Deci sunt mai bătrân și am văzut și în plus am mai multă experiență știu. Cu copii. De asta bunicii. Și gata, acum vă spun la revedere, vreți să mâncați merele? De ce stau merele aici? Păi, dulceață, mere astăzi. Nu știu dacă mai avem dulceață. Gata. Ciocolată? Ciocolată? Poate că o să găsim și niște ciocolată. Căutăm, vedem, nu știu, mai ai fost cu prăjituri? Minte, ai stat frumos ca să-mi cer ciocolată? Prăjituri. Mai avem prăjituri? Poftim? Prăjii. Aproape tot timpul ai văzut cu minte și meriți ciocolată. Bine, poate o să găsesc. Acum poți să-i omor? Da, te rog.